Soarta a fost vitregă Elenei Arnăuțoiu, cu întâmplări despre care, numai ascultându-te, te fac să te cutremuri. Familia sa a fost hulită de regimul comunist, iar membrii ei au ajuns în închisori, supuși unor chinuri teribile. Chiar ea a fost închisă de două ori, iar averea i-a fost confiscată după condamnarea celor doi frați ai săi. Mama sa a murit în timp ce se afla în închisoare și nu a putut să-și a rămas bun. Mai mult, nici în momentul de față nu știe unde au fost îngropate osemintele părintelui său. Cu toate că a avut o viață cu multe evenimente dureroase, Dumnezeu i-a dat multe zile pentru a se bucura de urmașii săi, de care spune că este extrem de mândră. Astăzi a împlinit 100 de ani și a fost sărbătorită de familie, prieteni și autorități locale, momentul fiind unul cu totul emoționant. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Cine să trăiască, dați-i drum, cine să trăiască, la mulți ani. Doamna Elena să trăiască, doamna Elena să trăiască, la mulți ani! Stați puțin! Eu v-am adus un buchet de flori. Vă mulțumim frumos, doamnă doctor! Vă mulțumim frumos! Domnul primar! La mulți ani! Haideți să plângeți! Fiți optimistă! La mulți ani! Optimistă, domn primar! La mulți ani, sănătate și numai bine. Și 110. Tot ce vă doriți și aici v-am adus... 110. 110, domnul primar. Aici 110, categoric. V-am adus un tort din partea noastră și o sticlă de șampanie să desfacem să șocnim împreună. Să-i zicem la mulți ani așa. Nu ți-i avem șampanie. Desfacem pe aceea. Da. Pe care vreau. Stai, felicitări pentru tot ce ați reușit până acum. Și în ăștia 100 de ani și că ați reușit să duceți 100 de ani și în diferite condiții de viață, de grele. Mulțumesc foarte mult, însă nu mi-e rușine de viața pe care am avut-o. Am trăit pentru de ce? Cu cinste și cu demnitate. Bineînțeles, au avut și oameni în jurul meu care m-a ajutat oarecum. Aici. De care a fost aici. Domnul primarul care lucrurile de când era copil. Da. Și mai încoace acolo. Așa că... A fost și dânsul copil. Am avut un soț care m-a prețuit. Un băiat care mi-a dat la satisfacție. Am avut un bădat foarte bun. Am trecut toate de cazurile. Chiar dacă a ajuns la venerabila vârstă de 100 de ani, Elena Arnăuțoiu a făcut un exercițiu de memorie și a povestit câteva dintre traumele prin care a trecut familia sa. Au din patru veciuri pentru țară, să iată să fie eroina, eroina comunului și nu altcineva. Că iată adevăr, merită să fie, că a murit în închisoare, după 10 ani în închisoare, n-a murit acasă în patul ei, a murit în pușcărie. Și poate la costa bucată, nu știu unde sunt. Am pus să ne vindic acolo, pe crățul. Și m-a dus, m-a dus să trec pe bară. Și doamna ce aici a fost întrebată. Ziua de Arnăuțoiu la Orenția, în 62. Asta a vândut de câteva ori pământul ăsta de atunci. Și oasele unde sunt. Și a fost aruncate. Aruncate oasele de mama. Am pus buchetul de flori și am pus lumânare acolo. Altceva, dar am pus mai fac de câte, într-adevăr, m-a spus domnul Copuzu, să le respect memoria că trăiesc. Totdeauna le fac pomenirea, am grijă de ei, cât îi mai trăi. După aceea, mă duc la ei acolo sus. Și după acasă, e foarte greu. În orice caz, mă spun, nu mi-e rușine de viața pe care am dus-o. Nu va deriva să-mi aducă o acuzație, că am avut un proces, că am avut necazuri cu cineva. Nimic, am avut cu pământul necazuri, m-a ajutat băiatul meu și a câștigat, după ce a venit de închisoare, am câștigat și am avut dat la părinții mei. Acum gândurile sale sunt îndreptate către urmașii familiei Arnăuțoiu, despre care spune că duc cu mândrie mai departe amintirea familiei sale. Sunt mândră că după moartea mea
las cu adevărat urmași, oameni cu demnitate și cu cinste în țara asta românească. Las cu nerușine, rămân după mine oameni demni, care, de exemplu, și nora mea, și nepoții mei, nepoata mea, a toți au funcții care îi onorează în toată țara. Felicitări, să vă trăiască, să vă bucurați de ei și ei de dumneavoastră. Pentru atitudinea ei demnă și pentru inițiativele sale în privința promovării grupului de rezistență anticomunistă, a fost decorată de președintele României Klaus Iohannis cu serviciul credincios în grad de cavaler în anul 2016, de Patriarhia Română cu crucea patriarhală în anul 2017 și de Episcopia Argeșului și Mușcelului cu medalia Sfânta Muceniță Filoftea în urmă cu un an.